ce voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut. Este o zi minunată pentru mine, cât și pentru ceilalți colegi ai mei, pentru că astăzi am primit cel mai mare dar pe care îl poate primi o ființă omenească, darul Sfintei Preoții. Este încununarea unui drum lung de formare, atât intelectual cât mai ales spiritual. Este un dar de care ne vom bucura întreaga noastră viață. Implor harul lui Dumnezeu și binecuvântarea sa pentru a putea sluji cu fidelitate poporul ce-mi va fi încredințat. Îmi ofer toată disponibilitatea și tot curajul pentru a sluji cu dărnicie și cu umilință. Este un moment important, l-am trăit cu emoții și aceste emoții cu siguranță vor mai dura ceva timp. Vreau să slujesc cu toată ființa mea poporului Dumnezeu și lui Dumnezeu în implicit. Virgiliu Demșa Crainicu, din Parohia Fericitul Ieremia Bacău pentru Dieceza de aș. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai făcut o creatură atât de minunată. Această zi este o zi plină de bucurie, plină de har, cuvintele cred că nu ar reuși să exprime în totalitate bucuria acestei zile. Primul gând care îmi vine acum este un gând de recunoștință, pentru acest mare dar al sfințirii preoțești, pe care l-am primit de la Domnul. Acest gând de recunoștință este și pentru faptul că este Domnul care m-a chemat și m-a susținut cu harul său pe tot parcursul anilor de formare. Celebrarea de astăzi este un act pe care l-am trăit cu profundă credință și cred că printre momentele cele mai semnificative a fost Litania tuturor sfinților, unde împreună am putut invoca ajutorul Sfinților pentru a răspunde chemării Domnului, iar în al doilea moment este cel al impunerii mâinilor din partea episcopilor și a tuturor preoților, gest de comuniune, dar și gest prin care l-am primit pe Duhul Sfânt pentru a putea vesti cuvântul Domnului, poporului lui Dumnezeu și pentru a putea celebra Sfintele Sacramente. Teofil Ciucheș, pentru Provincia Francescană din România, Ordinul Fraților Minor Conventuali. Iată că trăim încă clipele Sfințirii noastre. A fost un moment plin de bucurie, dăruire, dar și de îmbelșugate daruri. Am observat lucrul acesta ținând cont și de numărul mare de preoți care au participat și au invocat puterea Duhului Sfânt asupra noastră. Iar apoi terminată Sfânta Jerfa Liturgiei, am observat că, într-adevăr, și natura, după cum se spune, ne-a îmbelșugat foarte mult cu o mică ploaie pe care ne-a trimis-o. A fost un moment în care m-am dăruit și mă voi dărui total Bisericii lui Dumnezeu și congregației din care fac parte. Acest moment de trăire spirituală pe care l-am terminat acum câteva momente să mă însuflețească și să mă ajute în toată viața mea pentru ca să pot să rămân plin de entuziasm și de bucuria pe care o simt acum în inima și în sufletul meu. Fac parte din congregația Mica Opera Divinei Providențe, înființată de Sfântul Alois Sorione. Sunt deja și activez în comunitatea Donorione din Voluntari București, unde îmi voi continua apostolatul meu în mijlocul bătrânilor, tinerilor cu dizabilități, persoanelor cu handicap, și copiilor culeși de pe străzi. Ursache Sediu Ștefan, parohia Iași Anton pentru congregația Donorione. Încă nu mi s-au scat mâinile de la crisma cu care am fost unși de către episcopul nostru astăzi când am primit acest dar din partea lui Hristos, din partea lui, izvorul preoției noastre. Îmi amintesc cu emoție când eram întinși pe pământ jos, cum uh, timp de câteva minute mi-a trecut prin față cele mai dificile și frumoase momente din viața mea, și m-am ridicat apoi cu emoție, cu bucurie, că am fost și eu aflat vrednic să slujesc în Biserica Catolică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit pe acest drum și felicit din nou pe colegii mei pentru această zi. Le doresc mult succes și mult spor în apostolatul lor împreună cu oamenii. Silviu Cristian Salca, Parohia Sfânta Maria Magdalena, Ciucani, Județul Bacău.